Bună seara, dragii mei! Eu sunt Ana Marie și în această seară urmăriți Step by Step. O avem alături de noi pe Rebecca Apostolescu, membră a Consiliului de Conducere FJT Prahova. Bună, draga mea! Bună. Mă bucur că ești alături de mine și sper să scapi de emoțiile pe care le ai. Astăzi aș vrea să vorbim despre plecarea voastră de săptămânile trecute și să intrăm un pic în subiectul fundației voastre. Prima întrebare ar fi să unde ați fost plecați săptămânile trecute? Am fost la Timișoara, la conferința finală de consultare cu tinerii și acolo am participat la mai multe activități, de altfel un dialog deschis cu autoritățile locale, decidenții locali și naționali, pentru o mai bună comunicare cu tinerii și să vedem exact care este viitorul în zona aceasta. Aș vrea să-mi spui mai multe chestii despre proiectul acesta, strict despre cel de la Timișoara. A avut ca scop reactivarea fundațiilor județene pe drept și scopul lor unic. Cumva deschiderea zonei astea către tineret și să le dăm o voce. Și să activăm cumva legea tineretului și principiile Cartei Europene de Lucru cu Tinerii. Bun. Aș vrea să-mi spui, pe lângă scopul pe care îl are acest proiect, aș vrea să-mi povestești un pic despre experiența voastră de acolo. Păi, a fost un drum destul de lung, dar a fost foarte plăcut pentru că am fost 15 voluntari împreună cu echipa formată din Mihaela Tătaru, care este președinte Fundației Județene pentru Tineret, Madalin Chivu, care este coordonator de voluntari la fundație, Nico, care este PR-ul nostru și se ocupă și de marketing, și cumva drumul a fost foarte plăcut, așa, în mai mulți. Am ajuns acolo pe data de 3, unde am avut ocazia să primim un tur al Casei Tineretului de la Timișoara și după aceea mi se pare că am avut un mic team building cu Fundația Județeană de Tineret Botoșani. Ulterior, pe data de 4, am mers la conferință de dimineață și acolo mi s-au prezentat decidenții cu care o să avem un dialog. Au fost prezenți și doi consilieri locali din Ploiești care au participat și la consultările din octombrie, pentru că conferința finală a avut ca scop să vedem rezultatul național de la toate consultările locale județene. Au fost prezenți Radu Siminescu și Dragoș. Și ulterior am avut două activități. Am răspuns la 4 întrebări, ne-am format pe câteva grupulețe, am răspuns la 4 întrebări. După aceea ne-am împărțit tot așa în 4 echipe. 3 echipe s-au ocupat de găsirea unei modalități de informare a tinerilor și o echipă a realizat un calendar pe un an de zile de activități, care urmează să fie centralizat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș și ulterior să vedem și rezultatul acesta. Aș vrea să spui, bănuiesc că unul dintre scopurile unui astfel de proiect este să aduceți o schimbare. Și aș vrea să-mi spui ce schimbare vă doriți să aduceți. Dorim să dăm tinerilor o voce, să facem mai multe activități pentru aceștia, pentru dezvoltarea lor, să fie un mediu mai plăcut pentru ei. Cam acesta este schimbarea dorită. Bănuiesc că tu, fiind tot tânără, te pui în locul lor și ai vrea să fii auzită, poate, de foarte multe ori. Da, sunt și cazuri acestea, doar că, bine, eu am avut și norocul de a intra în Fundația Județeană, am fost și în mai multe ONG-uri și să zic că vocea mea a fost auzită, dar sunt mulți tineri care momentan nu și-au găsit locul sau portavocea pentru ei. Dar sunt sigură că pentru oricine există un loc în care se poate dezvolta și să aibă o voce exactă și să ideile și dorințele lor să fie ascultate. Cum a început totul pentru tine? Cred că în clasa 9 m-am înscris la debate și după aceea am fost
voluntar la Game Changers, un grup de inițiativă de la mine din oraș, din Câmpina. Ulterior am dat de Barca lui Norocel, unde am făcut diferite activități, bine, mai mult pe partea de protecție a animalelor. Ulterior am fost la Asociația Simbio, unde am ajuns manager la nivel național, la Simbio România, și în același timp am dat și de Fundația Județeană pentru Tineret, în perioada când își depuneau candidatura pentru capitală pentru anul 2024. Și aș vrea să spui cum a fost trecerea de la un debate la ceva atât de mare. Păi a fost ok, că s-a întâmplat într-o perioadă de 4 ani, nu s-a întâmplat peste noapte. Și am crescut încet prin inițiativă, am văzut exact despre ce este vorba, deci nu a fost așa un lucru brusc. Nu am venit de la zero și am ajuns la 100. Dar, oricum, uitându-mă în spate, sunt chiar uimită de lucrurile pe care am reușit să le fac până acum. Sper să facem și mai mult. Care sunt diferențele între un simplu debate sau poate un simplu voluntariat și ce faci tu acum? Este vorba de foarte multă responsabilitate pe care o ai, pentru că, până la urmă, ne dorim un mediu sigur pentru dezvoltarea tinerilor și noi suntem cei responsabili de acest lucru. Și în afară de responsabilitate, avem și mult mai multe lucruri de făcut. Trebuie să venim cu diferite proiecte. Presiunea este pe noi, să zicem, doar că este ok pentru că avem oameni care ne ajută. Adică Radu și Mihaela mereu au fost lângă mine și mereu m-au îndrumat. Au fost ca niște mentori. Așa că nu pot să zic că toată presiunea e pe umerii mei. Ei țin mare parte din acest lucru. Pe lângă diferențele astea, bănuiesc că pentru tine a fost bine că ai avut experiențele acelea mici, pentru că așa te-ai format mai ușor. Crezi că dacă nu făceai parte dintr-un club de debate sau poate de la un voluntariat, ai fi putut să faci față provocărilor de aici? Nu, sunt sigură că nu. Doar că nimeni nu... E greu să ajungi la un astfel de post fără o experiență trecută, pentru că, repet, e o responsabilitate destul de mare și oamenii care te aleg prin vot trebuie să știe că tu ai skillurile necesare să faci față. Nimeni nu o să te ia de la 14 ani la astfel de responsabilitate pentru că nu ai putea să duci task-urile până la capăt. Bun. Aș vrea să povestești un pic despre conferința finală. Mai exact ce s-a întâmplat acolo? Da, sau... da. Păi, așa cum am zis, am avut cele două activități și un dialog deschis cu decidenții. Acolo am identificat nevoile tinerilor la nivel național, pentru că ne-am strâns din mai multe județe. De altfel, am văzut și follow-up-ul de la consultările din octombrie. De exemplu, la Ploiești, în afară că tinerii chiar și-au luat o voce, au primit o voce prin parteneriate cu mass media sau mai multe ONG-uri au venit cu inițiative de proiecte pe care urmează să le derulăm. Am primit și o mărire de fonduri la nivelul Consiliului Local pentru legea 350, care se ocupă de practic ONG-urile care aplică pe legea 350, primesc niște bani din bugetul local pentru a-și implementa proiectele și chiar a crescut destul de mult suma respectivă, ulterior după consultări. Aș vrea să ne explici un pic chestia asta cu consultările. Despre ce e vorba? Păi a fost, în octombrie au fost 3 zile în care 30 de tineri s-au înscris ca să aibă acest dialog deschis cu decidenții, ca să poată să spună punctele de vedere legate de viitorul sectorului de tineret din Ploiești. În primele două zile, ca să nu dea ochii după decidenții fără anumite informații, le-am făcut diferite activități non-formale. În prima zi au aflat, mi se pare, despre cum se identifice nevoile lor, pentru că nu este chiar așa de ușor cum pare, printr-o analiză SWOT. Și în a doua zi au aflat diferențe dintre advocacy și lobby și au creat și
cred, câteva proiecte pe care să le prezinte în fața decidenților și să aibă o comunicare mai deschisă, să fie ceva punctual pe care se discută. Mi-ai spus că au fost prezente echipe din toată țara. Și aș vrea să-mi spui care sunt, da, și care și dacă sunt diferențe între noi și ei. Diferențe sunt clar, pentru că nevoile tinerilor sunt diferite în funcție de județ, asta este clar, pentru că poate ei stau mai bine pe partea de mediu și noi stăm un pic mai rău sau lucruri de genul acesta. Deci diferențe sunt, dar nu pot să zic că am subliniat lucruri clare. Mi se pare că și mi-a tras atenția că cei de la Botoșani sunt mai mult pe partea de educație sexuală, mi se pare. Cred că asta mi-a tras atenția la conferință. Dar și pe partea de mediu am văzut că au niște idei destul de bune. Dar oricum, domeniile sunt aceleași, doar că atenția, focusul este pe diferite. Că tot ai spus de asta, care a fost ideea pe care ai auzit-o acolo și te-a lăsat mască? Nu cred că am avut o singură idee pe care am auzit-o. Cred că cel mai mult mi-a plăcut în momentul în care am avut activitatea pentru cele trei echipe s-au ocupat de găsirea unei modalități de informare a tinerilor și o echipă s-a ocupat de calendarul pe un an de zile. Nu au reușit, din păcate, că timpul a fost curs al termine, doar că calendarul a sunat super impresionant și dacă jumătate din activitățile respective o să fie realizate, o să fie chiar un lucru minunat pentru noi. Aș vrea să-mi spui care au fost activitățile și aș vrea să-mi detaliezi un pic despre ele și cum le-au primit tinerii prezenți la activități. Am văzut foarte mulți tineri impresionați de lucrurile pe care le facem, lucrurile care s-au întâmplat acolo și fericiți că, până la urmă, opinia lor contează. Prima activitate, ținem, am fost împărțiți, mi se pare că, în patru grupe și am răspuns la fiecare grupă s-a dus la o masă unde a fost un lucrător de tineret de la Timiș care ne adresa o întrebare pe un flipchart și noi răspundeam la întrebarea respectivă, cum informăm tinerii, cum sprijinim tinerii, cum facem ca vocea tinerilor să fie auzită în dialog cu decidenții și lucruri de genul acesta. Și s-au scos niște concluzii destul de importante, cum ar fi înființarea CCPT-urilor în toate județele și zone locale. S-a dovedit că cea mai bună modalitate de informare a tinerilor este pe social media, pe Instagram, Facebook și cred că s-a ajuns și la concluzia că un podcast ar face lucrurile mai interesante. La modul cum sprijinim tinerii a fost o discuție destul de complexă pentru că tânăr ne referim 14-35 de ani, deci vorbim și de tinerii profesori, vorbim și despre tinerii din liceu și eu cred că 14 ani prinde și clasa 8, da? Da, da. Deci acolo a fost un pic mai complex și au fost și despre ucrainieni care în urma războiului sunt la noi, deci da, a fost destul de complex. A doua activitate, ți-am zis, a fost tot așa în patru grupe. Mi se pare că, ca să nu stăm pe prietenii, ne-au împărțit pe lunile anului, în ce lună suntem născuți și a fost destul de interesant. Mi-a atras atenția pentru că e prima dată când am văzut o astfel de separare. Eu am nimerit în grupa în care se ocupa de informarea tinerilor și echipa mea a determinat niște obiective de informare a peste 20.000 de tineri legate de importanța voluntariatului, pentru că foarte mulți tineri nu înțeleg că voluntariatul nu înseamnă doar curățat dealuri și vopsit bănci și renovat sau acte de caritate către familie nevoiașe sau lucruri de genul acesta. Voluntariatul înseamnă și dezvoltare personală, înseamnă și sport și mediu și multe alte domenii. Și am decis că e important să definim ce înseamnă voluntariatul, așa că noi pe asta am mers. Bun, și acestea au fost cele două activități? Da. Bun. Ai menționat acum despre importanța voluntariatului și aș vrea să abordăm un pic și subiectul acesta. Da, într-adevăr, voluntariatul este foarte important pentru dezvoltarea unui tânăr, pentru că ține foarte mult și de public speaking și despre comunicare și
Din cauza că este o area așa de mare, îți găsești și domeniul în care vrei să acționezi pe viitor ca și adult, unde vrei să mergi la facultate, te ajută pe așa de multe zone încât nu există activitate mai bună să o faci în perioada, bine, nu tânăr neapărat, în perioada adolescenței. Cât de important este dezvoltarea personală în perioada aceasta de viață? Este evident foarte importantă pentru că ține dezvoltarea personală ține și de educație emoțională și socială și foarte multe lucruri. Este tot așa, un spectru destul de larg. Și mai ales că te găsești pe tine. Te găsești pe tine, știi exact ce vrei să faci pentru viitor și dacă nu descoperi, realizezi că totul o să aibă un final până la urmă bun și că lucrurile o să se contureze corespunzător dorințelor tale. Să zicem că sunt mulți tineri care poate nu au timp sau nu au cum să vină la voluntariat. Cum se pot dezvolta personal ei? Păi, evident, metoda clasică de a citi, de a asculta podcast-uri, de a fi atent la dezvoltarea personală o faci în cadrul școlii prin comunicare cu colegii. Dezvoltarea personală oricum o faci foarte mult și acasă prin citit și învățat despre lucrurile acestea. Adică baza teoretică și practică poți să o ia și din alte zone. Doar că cel mai bine ar fi să-și menegească timpul astfel încât să poată să vină și la voluntariat. Bun. Revenind la subiectele de dinainte, aș vrea să-mi spui cu ce te-a ajutat pe tine această experiență? Păi, în afară de dezvoltarea mea personală, m-a ajutat și că m-am regăsit ca și persoană și experiența de la Timișoara oricum a fost una impresionantă pentru că am reușit să văd Casa Tineretului, care este un spațiu dedicat tinerilor și este chiar impresionant. Este o Casa Tineretului, cum avem și la Câmpina, doar că este renovată și este special cu dotată pentru nevoile tinerilor, cu zonă de un game room, o sală de conferințe, o sală în care pot să dau și o zonă artistică în care pot să fac activități, este chiar wow, nu am alt cuvânt, trebuie neapărat să o vizitați, dacă treceți prin Timișoara, trebuie să treceți pe acolo, să vă uitați cum e, că este chiar impresionant. Ce ai învățat în cadrul acestor activități și în cadrul acestei experiențe cu totul? Am văzut diferite opinii, diferența dintre județe, diferența dintre tineri cu dezvoltarea personală din alte zone și de altfel am văzut și ne-am luat și o doză de bune practici în cadrul lucrurilor cu tinerii de la cei de la Timișoara. Consider că ai de învățat de la toți oamenii și toți tinerii pe care îi întâlnești acolo? Da, clar. Păi, suntem foarte diferiți ca persoane și să zic că eu sunt mai bună pe partea de mediu și ei sunt mai buni pe alte zone. Este un schimb de experiență minunat de fiecare dată pentru că sunt opinii diferite și sens. Poate ei sunt mai buni pe cultură, zona în care eu nu sunt așa de potrivită să-mi dau cu opinia și mereu e foarte bine să auzi și noi idei. E ceva ce ai învățat de la un tânăr la care nu te așteptai să înveți? De la cineva care nu mă așteptam să... Nu cred că a fost, pentru că nu am judecat pe nimeni după aparențe sau lucruri de genul acesta. Bun. Aș vrea să-mi spui cât de importantă este echipa în cadrul unui astfel de proiect. În cadrul unui proiect Stil Timișoara sau în cadrul fundației? Și Stil Timișoara, dar și în cadrul fundației. Putem vorbi separat, dacă te ajută. Echipa în general este oricum foarte, foarte importantă. Dacă vorbim specific de echipa din fundație, consider că noi am avut bafta, norocul să ne întâlnim, să ne cunoaștem. Mai multe persoane cu același plan, cu aceleași dorințe, doar cu calități diferite și moduri de gândire diferite care cumva s-au unit ca un puzzle perfect. Eu așa văd echipa, pentru că toți suntem dornici de a dezvolta sectorul de tineret, doar că ideile noastre sunt diferite și când le opunem la oaltă, cumva chiar iese ceva minunat. Cum vă împărțiți sarcinile? Păi, de exemplu, Radu și Mihaela sunt
persoane cu mai multă experiență, așa că se ocupă de partea logistică, de obicei, din punctul meu de vedere, de organizare, de tot ce ține de împărțit sarcini. Ei se ocupă de lucrurile acestea și după aceea eu cu Madeline ne ocupăm de coordonarea de voluntari și implementarea de proiecte. Nico se ocupă de PR și comunicare, marketing, tot ce ține de social media. Nico se ocupă de ele și chiar face o treabă minunată. Și mai avem tineri care se ocupă de să vină cu idei de proiecte. Noi oricum suntem deschiși la absolut orice idee de proiect și inițiativă a tinerilor. Ai zis acum de reclamă și aș vrea să-mi spui dacă vă faceți reclamă și cum. Păi, venind la emisiuni, pe social media, pe Instagram și pe Facebook și cred că în cadrul evenimentelor, când ne punem roll-up-urile sau lucruri de genul acesta, nu avem o altfel de reclamă. Cât de tare contează să vă faceți reclamă? Păi, foarte mult, pentru că altfel nu ar ști lumea de noi. Tinerii destul de influențați de zona de social media, așa că e important pentru noi să vadă că noi chiar facem lucruri minunate și nu doar să vadă și pe bune să le facem. Deci, da, este destul de important. Aș vrea să-mi spui cât de important este pentru voi să aveți un lider bun. Este foarte important. Din punctul meu de vedere, eu oricum aici aș vorbi la pachet tot Mihaela și Radu, pentru că ei se ocupă de programul de capitală ca și manageri. Mihaela este președinte la Fundația Județeană pentru Tineret Prahova și Radu este președinte onorific. Dar oricum, sunt persoane cu experiență destul de mare în spate, care chiar au niște idei superbe și chiar își doresc dezvoltarea tinerilor. Ți-am zis, sunt niște mentori adevărați. Și chiar ne susțin și ne apreciază și mereu când am avut o idee, indiferent de natura acesteia, am controlat-o în așa fel încât să fie potrivită pentru, și pentru capitală, cât și pentru fundație. Relația dintre voi ca echipă și ei ca lideri este una de prietenie? Da, este una de prietenie. Suntem ca o familie. Și cum, cât de tare ajută chestia asta în proiectele voastre? Ajută enorm, pentru că cumva, ca o echipă să funcționeze bine, ar trebui doar să ne uităm unii la alții și să ne dăm seama exact de ce este nevoie, care sunt plusurile, care sunt minusurile și mai ales că în momentul când relația este de prietenie și comunicarea este mai eficientă, pentru că Mihaela poate oricând să vină să-mi spună pe față anumite lucruri și când am greșit și când am făcut bine, nu a fost o preliniște. Cum reușiți să faceți față presiunii? Păi, fix prin lucru în echipă, mereu dacă lucrurile simțim că unul dintre coechipieri are o problemă sau nu mai face față, să zicem, chiar dacă nu a fost cazul până acum, mereu am venit și am ajutat, am lucrat împreună cu toții și lucrurile au ieșit bine. Bun. Dacă ai dat timpul înapoi, când te-ai apucat de debate, ai alege să faci altceva sau ai continua pe drumul ăsta? Nu, cred că aș continua pe drumul acesta. Bine, acum suntem într-un cadru mai formal, să zicem așa, dar eu v-aș invita să veniți inclusiv la activitățile noastre, să vedeți când suntem cu toții, cum colaborăm și cât de frumos comunicăm cu tinerii în cadrul activităților. Acolo lucrurile sunt altfel. Aș vrea să spui ce înseamnă să faci parte dintr-o astfel de fundație. În afară de responsabilitate, chiar este, pentru mine cel puțin, este un lucru magic. Așa l-aș numi, este o altă lume. Adică faptul că pot să ajut la dezvoltarea sectorului de tineret și să îmi implementez, să îmi zic opinia și de altfel și să ajut cu conturarea proiectului este un lucru minunat. Chiar e o experiență pe care nu aș putea să o compar cu nimic. Aș vrea să-mi spui, mi-ai tot menționat despre responsabilități. Care sunt responsabilității pe care le aveți pe umăr? Păi, o comunicare bună cu tinerii, o să zic niște responsabilități așa generale, pentru că da, avem și specifice, dar e în funcție de proiect. La gala am avut alte responsabilități față de cum am avut, să zic, la ultimele zile de activități cu tinerii când am conturat câteva proiecte. Deci ține de activitate la activitate, dar general, să zicem, o comunicare bună cu tinerii, identificarea nevoilor lor, pentru că fiind ajutând ca și coordonator de voluntari, Madeline este main pe acest domeniu,
Trebuie să știm exact ce nevoie au voluntarii noștri. Poate ei, în momentul de față, au nevoie de câteva activități de dezvoltare personală și ulterior au nevoie de activități pe scriere de proiecte, pentru că asta e interesul lor, sau PR și marketing, sau vor să afle mai mult legat de diferite domenii și trebuie să facem niște conferințe cu niște oameni specializați. Deci e foarte important să avem o comunicare constantă cu ei și să spun că ajut la acest lucru. De altfel, în cadrul Consiliului, în momentul în care ne întâlnim, opinia trebuie automat să ne exprimăm cu toții opinia ca să putem să conturăm proiectul corespunzător, că suntem, repet, persoane diferite și depinde foarte mult de lucrurile astea. Aș vrea să-mi spui, pentru tinerii care își doresc să facă ceea ce faci tu, cum pot ajunge acolo? Păi, primul pas ar fi să se înscrie la voluntariat. Indiferent că este fundație sau că este un simplu ONG, consider că lucrul ăsta este foarte important și ulterior să-și, în funcție de calitățile lor, să-și exprime dorințele, să arate implicare, să fie activ, cam așa ajunge. Trebuie să se înscrie într-un fel în fundația voastră? Da, momentan, dacă țin eu bine minte, înscrierile sunt închise, dar o să le redeschidem, mi se pare, în toamnă. Aș vrea să-mi spui cât de important este pentru noi ca și comunitate să ne implicăm mai mult în... Este un lucru foarte important, pentru că fără sprijinul oamenilor nu am reușit să fim aici, să facem lucrurile astea. Adică de fiecare dată când punem un proiect, trebuie accesat link-ul, trebuie să ne înscriem, trebuie să fim acolo. De exemplu, pe 22 aprilie avem o activitate de curățare, de ecologizare și momentan e un apel deschis către toată lumea să se înscrie. Aș vrea să-mi povestești un pic despre scopul vostru ca și asociație. Avem ca și misiune activarea tinerilor și activarea tinerilor și dezvoltarea lor, cât și a ONG-urilor din Prahova și organizarea și implementarea de proiecte pentru sectorul de tineret. Ce alte proiecte ați mai avut? Păi, în afară de cel de consultări, am avut și team building-uri și tot felul de întâlniri cu tinerii pentru conturarea proiectelor viitoare și o să avem, mi se pare, și un cross. Deci sunt destul de multe activități. Ne poți vorbi despre câteva proiecte noi care urmează? Păi, da, putem să discutăm, cred că, și de câteva proiecte noi. În afară de cel de pe 22 aprilie, pe anul de capital avem propuse 366 de proiecte, dintre care e o conferință, Sfatul celor bătrâni, care este legat de ambasadorii noștri. De exemplu, unul dintre ei este Paul Olteanu. Lucruri de genul acesta. După cum bine știm, proiectul a câștigat titlul de Capitala Tineretului 2024 și aș vrea să vorbim și să-mi vorbești un pic despre acest subiect și să-mi spui, în primul rând, cu ce vine la pachet acest titlu. Vine la pachet tot așa, cu foarte multă responsabilitate. E vorba de 366 de proiecte. Practic, dacă stăm să le luăm pe zi, este unul pe zi. Dar vine și cu un val de energie și speranță, pentru că ne-a dat foarte multă energie să continuăm și să facem mai multe proiecte și să încercăm să ne dezvoltăm pe zona respectivă. Deci, aceste lucruri vine la pachet, dar oricum, în perioada în care ne-am depus candidatura, a fost o perioadă foarte aglomerată pentru noi și am avut foarte mari emoții, inclusiv echipa care ne-a reprezentat la Cluj, când s-a dat titlul de capitală la summitul tinerilor. Cred că a avut multe emoții pentru că ne doream foarte mult acest titlu. Știu că tu ești clasa 12 acum. Da. Și pe lângă faptul că ai o responsabilitate uriașă cu școala, tu ai și responsabilitatea aceasta separat. Și aș vrea să-mi spui cum reușești să faci față. Păi, prin organizarea bună a timpului,
Și niciodată nu am stat să mă gândesc exact foarte mult timp de wow, trebuie să fac și asta și asta și asta. Pur și simplu le-am luat treptat și mereu am avut și sprijinul echipei, Mihaela, Radu, Mădălin, Nico, mereu au fost acolo în caz de orice și prin o comunicare eficientă, dacă nu am putut să fac ceva, le-am zis din prima, am un test, am de învățat pentru admitere, puteți voi să vă ocupați de asta și au fost mereu deschiși. Dar timp pentru tine se găsește? Se găsește. Pentru că a nu avea timp, nu mi se pare că există așa ceva. Trebuie doar să învățăm să ne organizăm bine. Sunt sigură că toți tinerii, chiar dacă se simt epuizați, în momentul în care își găsesc o activitate care le face plăcere, le dă mai multă energie. Pentru mine, fundația nu a însemnat niciodată muncă sau oboseală, indiferent de câtă treaba a fost în realitate sau cât de pompos sună. Când am ajuns acolo, mereu am primit o doză de energie în plus. Cum ai început să te pregătești pentru examenul care urmează? Păi, fac pregătiri, dar în același timp ține foarte mult de cât îți dai tu interesul acasă. Așa că am luat materialele, am început să le citesc, să le învăț. Lucruri clasice, ca orice adolescent. Acum că am ajuns un pic pe final cu subiectele legate de fundație și aș vrea să te cunoaștem un pic mai mult pe tine, aș vrea să-mi spui despre adolescentul Rebecca, care cu siguranță e acolo, deși ești o adevărată fată puternică care a făcut față multor provocări. Aș vrea să-mi spui despre copilul Rebecca. Păi, sunt o fire sociabilă, îmi place foarte mult să particip la activități, îmi place să desenez, de exemplu, am și pasiunile mele în afara voluntariatului și le cultiv, fac atât de mult cât se poate. Ținând cont de faptul că tu faci chestia aceasta cu voluntariatul de mult, aș vrea să-mi spui care a fost activitatea ta preferată până acum. Nu, cred că am o activitate preferată. Pur și simplu, când eram mai mică și participam la activități, orice activitate era minunată, inclusiv cred că debate-ul mi-a rămas foarte mult în suflet, dar și campaniile de sterilizare gratuite organizate de Arca lui Norocel mi s-au părut minunate, pentru că erau pe sectorul medical și puteai să te uiți să vezi ce se întâmplă, mai ales că era vorba de protecția animalelor și eu iubesc animalele. Dar o activitate propriu-zis nu cred că am avut. Acum, recent, cred că orice activitate în care comunic cu tinerii și pot să îi ajut să se dezvolte este o activitate minunată. De ce ți-a rămas în minte fix debate-ul? Pentru că a fost prima activitate la care am participat când m-am înscris la liceu, după ce m-am înscris la liceu, când am trecut clasa 9, și cred că din cauza profesoarei care coordona echipa, pentru că era o persoană minunată și mie mi-era foarte frică să vorbesc în public sau să țin orice stil de discurs. Și când am ajuns acolo, i-am încurajat să merg pe calea aceasta. Că tot ai zis despre chestia asta, dacă cumva ai trag de scenă, cât de greu ți-e să te acomodezi într-o fundație? Nu este destul de greu, pentru că suntem persoane foarte deschise și suntem conștienți că toată lumea are trag de scenă. Adică și după 20 de ani de vorbit în public, cred că ai emoții când urci pe o scenă sau când vorbești în fața unui grup mic și suntem înțelegători și îi ajutăm, pentru că scopul nostru este de a-i dezvolta, nu de a-i speria. Indiferent de ce greșeală faci, chiar dacă noi nu considerăm că există lucru greșit. De exemplu, la ultimele zile de activități cu tinerii care s-au întâmplat la centru, am pus pe perete 4 întrebări la care ei să răspundă scriind pe foițe, să le lipească acolo până ne strângeam cu toți. Și am precizat că nu există răspuns greșit, ci să nu aibă emoții să le pună acolo. Și asta e adevărul, pentru că nu există, este opinia lor, nu putem spune că opinia este corectă sau greșită. Bun. Aș vrea să spui pentru tinerii care ne urmăresc și care își doresc să facă ceea ce faci tu, 3 sfaturi de care au nevoie de la început până la final. Să aibă curaj, să-și exprime mereu opinia liber, să nu aibă frică de a spune ce gândesc și să fie activ, implicat, să fie atenți pe grupuri când se dă deschiderea către o activitate și să participe la orice.
Că tot ai zis de chestia asta acum, cât de importantă e atenția într-o astfel de fundație? Pentru că bănesc că trebuie să ai, să fii multitask, n-ai cum să faci față altfel. Nu este neapărat, nu mă consider multitasking, nu mă consider o persoană chiar așa de capabilă să facă 7 lucruri în același timp. Ține foarte mult de tine ca om, cât de multe cunoști și cum poți să-ți organizezi tu timpul și activitățile. Nu trebuie să participe la tot, dar trebuie să participe la lucruri diverse, ca fiind adolescent e foarte greu să știi exact care este domeniul care se potrivește. Cunosc oameni care au 28 de ani și încă nu știu domeniul în care ei pe bune se potrivesc, în care pot să-și pune o opinie. Au domenii în care au mai multe cunoștințe, dar nu e neapărat domeniul lor. Că tot ai zis de chestia asta, te-ai gândit unde ai vrea să mergi mai departe și dacă da, are legătură cu voluntariatul? Da, am de fapt câteva opțiuni, o să le păstrez până după admitere. Și nu toate au legătură cu voluntariatul, pentru că voluntariatul aș vrea să fie un lucru extern de domeniul în care o să activez pentru bani. Bun. Acum că suntem pe final, o să vreau să facem joculețul pe care îl fac cu toți invitații mei. O să spun câteva întrebări la care tu trebuie să-mi răspunzi rapid și dacă este cazul putem să ne oprim să discutăm despre ele. Bun. Dacă ai fi o culoare, ce culoare ai fi? Roșu. De ce? Este culoarea mea preferată. Nu simți nimic altceva, e vorba doar de faptul că îți place ție. Da, e culoarea care îmi vine mereu în cap când mă întreabă lumea ce culoare îmi place. Unde îți place să mergi când vrei să stai singură? Bine. Ai spune în pădure, să zicem. Unde stau eu? Lângă noi, practic, este o pădure. E o pădurice ceva și am doi câini și duc la plimbare. Multă lume mi-a zis chestia asta cu pădurea și nimeni n-a explicat-o până acum, măcar sună, tu am elucidat. Sună foarte ciudat, unde vrei să te duci în pădure? Am elucidat misterul. Seară de film sau seară în club? Seară de film. Spune-ne top 3 tipuri de mâncare care îți plac. Wow, 3. Paste, musaca și a treia. Cred că mâncarea de conopidă. Date acasă sau date în oraș? Acasă. Care este artistul tău preferat? The Motors. Care este melodia ta preferată? Visuri. Un grup de prieteni sau un singur prieten bun? Un grup de prieteni cu mulți prieteni buni. Descrie-te în 3 cuvinte. Wow. Sociabilă, drăguță și înțelegătoare. Vacanță la mare sau vacanță la munte? Munte. Spune-ne 3 chestii random despre tine. Îmi place să desenez, fac voluntariat și dansez, dar nu de față cu alții. Bun. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Aș vrea să te uiți în cameră și să transmiți ceva oamenilor care ne-au privit astăzi. Nu uitați să vă înscrieți, să intrați pe FGT Prahova pe Instagram și să vă înscrieți pentru 22 aprilie la ecologizare. Mulțumesc frumos că ai fost alături de mine și sper să ne revedem cu alte ocazii. Și vouă vă mulțumesc și vă urez o seară minunată!